Ea și plăcerea să urmărească Cuvântul Sfânt, îi rog să deschidă cu mine împreună la capitolul 28 al Evangheliei după Matei, de unde vom citi începând cu versetul 1, pagina Scriptură 960. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Învățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să le veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Aș vrea să rămânem încă ridicați și haideți să înălțăm acest timp creștin specific acestei sărbători. Hristos a înviat. Oriunde un fel de a-L exprima și a-L înălța pe Dumnezeu. Un jurnalist extrem de acid, un ateu, pregătea să scrie o carte în Rusia despre naivitatea credincioșilor și despre minciunile care caracterizează credința. După ce și-a adunat foarte multe materiale într-o Rusia atee, s-a gândit totuși, înainte să plece acasă, să treacă printr-o biserică și era chiar sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos. În momentul când a intrat în biserică și s-a spus acolo de către slujitorul lui Dumnezeu, Hristos a înviat, a răspuns biserica de s-au cutremurat pereții, dar nu numai ei, ci și sufletul lui. Omul acesta a devenit unul dintre cei mai puternici apărători ai credinței. Au schimbat acest Hristos a înviat titlul cărții.
A schimbat acest Hristos, a înviat călătoria Lui. A schimbat acest Hristos, a înviat însăși viața Lui și tot ce face. Este unul dintre oamenii extraordinari care a scris o carte în favoarea credinței, argumentând credința. Un simplu Hristos a înviat poate să aducă în sufletul nostru o putere pe care numai Dumnezeu poate să o trezească. De aceea spun cu toată bucuria, Hristos a înviat! Iubiții Domnului, de foarte multe ori, aproape aș putea să spun că în ultimii ani, în mod regulat, mi s-a spus, hai frate Florin la Ierusalim, măcar mormântul Domnului Iisus să-L vezi. Părtășirea frățească este întotdeauna binevenită și îmi place să stau cu oamenii lui Dumnezeu. Dar fie ce om are felul lui de a privi lucrurile în viață. Am spus și probabil, cel puțin pentru momentul acesta, voi spune în continuare, nu mă voi duce la Ierusalim. Pentru că îmi doresc să privesc lucrurile cu ochii credinței. Pentru mine mormântul Domnului Iisus Hristos e zugrăvit prin ochii credinței. El are ceva, un loc în inima mea. Și îl privesc într-un fel în care n-aș vrea ca cumva partea comercială să mi-l răpească. Doresc să las lucrurile sfinte, să fie sfinte. Nu înseamnă că nu vă încurajez să mergeți la Ierusalim, ferească Dumnezeu. Poate să supere cineva pe mine. Vorbesc pentru mine. Domnul Dumnezeu spune în dimineața aceasta prin Cuvântul Sfânt, de fapt prin Îngerul care a fost acolo, veniți și vedeți locul unde a fost pus, locul unde a zăcut, locul unde îl puseseră, spune Evanghelistul Marcu. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, să știți că nu este o întâlnire grozavă în momentul. Dacă cineva dintre dumneavoastră a lăsat în cimitir pe cineva drag, o să știți ce emoții și ce tristețe însoțește un drum la cimitir. Și nu este un loc în care să stai fără să aducă inimii tale neliniște și poate de foarte multe ori suferință. Iată că în această dimineață, însuși Dumnezeu din cer, prin glasul unui înger, vine și ne spune, veniți să vedeți locul unde l-au pus pe el, locul unde a zăcut. De ce? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu are vreun interes să ne cheme prin credință să vedem locul unde a zăcut Domnul Iisus Hristos, doar să trezească în noi o tulburare, doar să trezească în noi o durere, doar să trezească în noi o curiozitate? Sunt absolut convins că Domnul are ceva să ne spună prin acest îndemn, veniți să vedeți locul unde El a fost pus, unde El a zăcut. Și aș vrea, iubiții Domnului, mai înainte de toate, să înțelegem un lucru. Uitați-vă un pic la lucrurile din jurul dumneavoastră. Ce vi se pare astăzi că este mai dificil? Care ar fi sentimentul care credeți dumneavoastră că guvernează în majoritatea sufletelor românilor? Care vi se pare dumneavoastră că este sentimentul la nivel național? Sunteți atenți sau? O să vedeți că vor veni în scurtă vreme alegerile europarlamentare. Vă rog să vă uitați la prezența la vot. Pentru că prezența la vot vorbește ceva despre ceea ce mai așteaptă românul și ceea ce se mai așteaptă în această Românie. Prezența la vot este din ce în ce mai scăzută. Știți de ce? Pentru că un sentiment de lehamite general a pus stăpânire pe întreaga țară. Oamenii pur și simplu se uită în stânga, se uită în dreapta și nu mai acordă credit vorbelor, nu mai acordă credit oamenilor, nu mai acordă credit politicienilor. De ce? Pentru simplu motiv că am fost mințiți, pentru că am fost înșelați, pentru că în fiecare zi aflăm de lucruri grozave, lucruri care ne strică pacea inimii, lucruri care ne fac să fim deznădăjduiți și când privim spre viitorul acestei țări, poate că cei mai mulți dăm din umeri. Acum eu vreau să vă spun un lucru. Am ajuns într-un punct în care cu multă reverență spun mulțumesc ție, Doamne, pentru pâinea pe care am mâncat-o din mâna ta. Dar nu putem să trăim numai gândindu-ne la noi. Nu putem să trăim numai spunând până aici nouă ne-a fost bine. Ci trebuie să ne gândim ce va fi pentru copiii noștri. Ce va fi cu cei ce urmează după noi. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu care ne îngrijim și suntem și doritori ca numai nouă, copiilor noștri să le fie bine. Acum dacă e să gândim drept, mai degrabă te-ai lăsa pe tine numai să le fie bine lor. Noi ne-am obișnuit și cu una și cu alta, am înțeles cum este viața și nu prea ne mai tulbură lucrurile cum ne tulburau înainte. Dar aș vrea ca Dumnezeu din cer să facă să fie bine generațiilor care vor urma. Și mă rog,
mă rog și aș dori ca Duhul Sfânt să pună și în inima dumneavoastră același îndemn care este în inima mea. Mă rog ca Dumnezeu să țină țara aceasta în pace, să ne ferească Dumnezeu de conflicte, să ne ferească Dumnezeu de război, să ne ferească Dumnezeu de asuprire, să ne ferească Dumnezeu de epidemii, să ne ferească Dumnezeu de lucruri care sunt cataclisme naturale. Frații mei, surorile mele, nu puteți spune că n-ați simțit un firicel de bucurie cum am colțit în inima dumneavoastră când ați văzut soarele astăzi pe cer. Nu puteți spune că atunci când vezi pomi în floare, nu te cercetează Dumnezeu într-un mod anume. Nu poți să spui că mergând pe străzi și văzând că este liniște, nu poți să dai slavă lui Dumnezeu. Aș dori Domnul să țină în continuare țara aceasta. Aș dori Dumnezeu în continuare să țină lucrurile așa fel încât generații ce urmează, Dumnezeu să îi asigure un viitor. Acum inviții Domnului, la această lehamită generală, la această inerție care aproape că a cuprins sufletul românesc, Dumnezeu spune, eu am ridicat o sămânță de urmași. Eu am în biserică credincioși care niciodată nu vor îngenunchea și niciodată nu vor preda armele. Frații mei, noi suntem formați, noi suntem alcătuiți, noi suntem născuți din Dumnezeu la o altfel de nădejde. Noi nu putem în această lehamită generală să spunem, nu va fi ce va fi, nu știu ce va fi, noi știm ce va fi, noi știm cum va fi, noi știm cine va fi în controlul lucrurilor. Și în dimineața aceasta, mormântul vine și ne spune în felul următor, că acolo unde au ajuns, acești oameni care probabil veneau cu apăsările lor, spune Biblia că Maria Magdalena, încă de când era întuneric, s-a dus la mormânt. Sunt absolut convins că cine iubește și așteaptă să meargă la mormântul celui pe care îl iubește, nici nu doarme. Sunt absolut convins că femeia aceasta, înainte să apară zorii, ea se frământa. Și spune Biblia că pe când era întuneric, și nu este un element, un detaliu neimportant, că așa face dragostea, n-are somn. Așa face dragostea, se frământă întotdeauna. Cum să-i fie bine, cum să ajung primul, cum să fac lucrurile să fie mai bune, cum să iau, cum să duc, cum să mă întâlnesc, cu cine să plec. Și încă de când era întuneric, spune Biblia că ea mergea. Și s-a dus acolo, probabil, știți care este sarea Mariei Magdalena? Pentru că ne-o arată Biblia. L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. În stare de tulburare, nici n-a înțeles că grădinarul, care ea și închipuia că este grădinarul, era însuși Domnul vieții. Până când nu i-a rostit numele, sufletul ei n-a priceput. Până când nu i-a rostit numele, ochii ei n-au văzut. În această stare de tulburare, în această stare de amărăciune, cum vi se pare că erau ucenicii? Nu trebuie să ne închipuim cum erau ucenicii. Veți vedea că în cuvântul Evanghelistului Marcu spune că ei plângeau, se tânguiau, erau în dărâtul ușilor închise, erau plini de temere. Chiar și atunci când Domnul Iisus Hristos a înviat, le era teamă. Ce fel de teamă? Vom vedea mai mea ce fel de teamă. Că nu era teama aceea care paralizează. Este teama din preajma unui eveniment care stă să ți se întâmple. Acea teamă de un lucru grozav care vine în viața ta și apoi că nu-ți vine să crezi. Oare fi cu adevărat? Chiar am înviat, Doamne? Lăudați să fie numele Lui. Mă, frații mei, surorile mele, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, când vii la mormântul Domnului Iisus Hristos, un lucru se întâmplă. Vii cu aceste greutăți. Și mă gândeam astăzi în timp ce mă închinam, că Domnul Iisus Hristos n-a coborât doar în acest mormânt. Domnul Iisus Hristos, să știți că coboară repetat în morminte. Și mă rog în dimineața aceasta să coboare și în alte morminte. Pentru că atunci când a venit la mine, sufletul meu era un mormânt. Inima mea era o lume de nelegiuiri. Și aici zăceau lucruri rele. Și aici erau înmormântate bunătatea. Și aici apuseseră bun simț. Și nu era nimic din ceea ce ar trebui să fie. Și Dumnezeu a coborât în mormântul inimii mele. Și l-a făcut un tron de slavă. Și El coboară. Coboară repetat în mormântul inimii noastre. Și mă rog în dimineața aceasta, orice mormânt, orice inimă amărâtă, orice inimă în care nu mai există lumină, orice inimă în care nu există pace din Hristos, Dumnezeu din cer să coboare în ea. Dumnezeu din cer să intre în aceste inimi și să le facă ce? Un tron al slavei sale. Cum iubiții Domnului, un lucru pe care Biblia îl învață și îl spune este următorul. În momentul când au venit la mormânt, vestea pe care Domnul Dumnezeu le-a dat-o, prin înger, prin însuși glasul său, vestea pe care Domnul Iisus Hristos le-a transmis-o, a fost o veste care i-a pus pe oameni în mișcare. Și dacă există ceva care astăzi trebuie să ne preocupe, este faptul că trebuie să ne trăim viața alergând pentru Dumnezeu. Biblia spune Marcu 16:8. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă. Matei 28:8. Ele au plecat repede de la mormânt. Ioan 20:1. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus zi de dimineață
A văzut că piatra fusese luată de pe mormânt și spune Ioan 20:2, a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic. Ioan 20:3, după ce a primit vestea, Petru și Ioan, spune Biblia, Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Ioan 20:4, au început să alerge amândoi. Pentru că atunci când te întâlnești cu locul unde a fost Hristos, îți dai seama că mormântul acela nu l-a putut ține. Îți dai seama că legăturile morții nu l-au putut ține pe cel ce este însăși viața. Îți dai seama că acolo este nădejdea de care aveai nevoie ca să poți merge pe pământul acesta. La mormântul gol, acolo găsim garanția faptului că avem un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care ne-a spus că ne poartă de grijă și poți să te ridici și să alergi. Nu lași niciodată în viața aceasta ca pasivitatea, ca lehamitea, ca sila, ca lucrurile acestea care înmoaie și te dărâmă să te pună la pământ. Avem un Dumnezeu care ne spune, veniți să vedeți locul unde a zăcut, ca voi să nu o faceți niciodată. Voi nu sunteți chemați să zaceți. Voi nu sunteți chemați să stați în prăbușire. Voi nu sunteți chemați să stați în inerție. Dar la ce suntem chemați? Să alergați! Să alergați cu stăruință în alergarea care vă stă înainte! Căci voi nu sunteți singuri. Înaintea voastră este căpetenia desăvârșirii. Înaintea noastră este împăratul. Veniți să vedeți locul unde a zăcut, ca nimeni dintre voi să nu se complacă în acest somn al morții. Aveți 20 de ani, aveți 25 de ani, aveți 30 de ani, 40 de ani, dar și dacă aveți 80 de ani, sunteți tari! Pentru că Dumnezeu este acela care vă ține în vigoare. Cred într-un Dumnezeu care îmi spune în această dimineață, vino să vezi locul unde am zăcut, pentru ca niciodată tu să nu stai în această inerție, ci să alergi pentru mine până la capătul vieții tale. Lăudat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie Iisus Hristos. La un moment dat, spune Biblia că Domnul Iisus a făcut un lucru, de fapt îngerii au făcut un lucru pentru Domnul Iisus. Eu vreau să vă spun acest lucru pentru că e important. A fost dată piatra de la mormânt deoparte. Cum? Cu putere. Dar eu vă spun o întrebare. Pentru cine a fost dată piatra asta la o parte? Ca să iasă Domnul Iisus Hristos afară? Nu. Dar ce Domnul Iisus Hristos avea nevoie să iasă afară pentru că un înger dădea piatra la o parte? Noi știm că Domnul Iisus Hristos a trecut la ucenici prin ușa închisă. Deci a trecut pur și simplu prin ușă. Nu spune Biblia că a deschis-o. A trecut prin ușă. Și Domnul Iisus Hristos a apărut pe drumul Emausului și apoi s-a făcut nevăzut. Domnul Dumnezeu a înviat într-un trup, dar trupul acesta aparținea unor alte legi. Unor alte legi. Se vedeau urmele cuilor și vom vedea că El le-a păstrat urmele cuilor. El nu a înviat arătând un trup altfel decât cum? Străpuns în mâini și în picioare. Binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că a păstrat cicatricile a ceea ce a însemnat răstignirea. Pentru că răstignirea fără înviere nu înseamnă nimic și nici învierea fără răstignire nu înseamnă nimic. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne punem împreună și să spunem de fiecare dată, El a înviat pentru că a murit. Și dacă a murit, El a înviat. Lăudat să fie numele Lui. Cuviții Domnului, El a dat piatra la mormânt ca să intre. Petru, Ioan, Florin, tu, El, noi. Și să vedem că mormântul este gol. Și plecând de acolo să devenim ce? Martori. Vă spun în această dimineață, mormântul lui Iisus e gol. Vă spun în această dimineață că Iisus Hristos a înviat. Și noi suntem chemați să fim martori ai învierii sale. Amin. La un moment dat, un actor celebru, nu vă spun numele lui, pentru că mi-e frică să-l pronunț greșit. E un nume ciudat. Și-a pus o piatră funerară la mormânt și a scris pe ea, aceasta este tot, prieteni. Aceasta este tot. Bunica lui Filip Iansei, un autor creștin deosebit, povestea Filip Iansei într-una dintre cărțile sale, și-a pus și ea o însemnare pe piatra funerară. Ea fiind o femeie credincioasă, care l-a crescut pe nepotul ei, în credința dată Sfinților, roadă pentru totdeauna. Vreți să știți ce a scris pe piatra funerară? Aștept. Aștept învierea morților și împărăția care va să vină. Binecuvântat să fie El. Aștept. Alergăm, muncim, ne trudim pentru că așteptăm ziua când din mâna lui vom la răsplată. Stăm într-o așteptare continuă a ceva ce are să ni se întâmple. Nici un ochi de om n-a văzut, nici o minte omenească nu poate descrie. Nimeni n-are cuvinte să zugrăvească ce lucruri ne-a pregătit nouă Dumnezeu. De ce alergi? Pentru că aștept. Pentru că stau într-o continuă așteptare și într-o zi, în alergările acestea, însuși Dumnezeu va sta înaintea mea și va spune, bine, rog bun și credincios, odihnește-te de acum că suficient te-ai trudit. Lăudat să fie Domnul. Frații mei, surorile mele,
doar trei lucruri simple, numai le enumăr cu privire la această alergare. Ea nu este o alergare năucă. Ea nu este o alergare a celor neantrenați. Nu este o antrenare de colo până colo. E o alergare cu țintă. E o alergare în care trebuie să ai echipament sfânt. E o alergare după rânduială. E o alergare în așa fel încât să putem căpăta cine a fost făgăduit. Primul lucru pe care vreau să-l spun cu privire la această alergare, ca un subpunct scurt, este că Domnul Iisus Hristos ne spune acolo, la acest loc unde a zăcut, alergați până la capăt. Alergați până la capăt. Unde ești, Hristos? Eu nu mai sunt aici. Eu am dus până la capăt alergarea. M-am lăsat răstignit în mâini și în picioare pe lemnul crucii. Mi-am încheiat lucrarea. De acum mă înalț la Tatăl. Stau lângă Dumnezeu și voi mijloci pentru voi. Știți ce ne spune mormântul acesta gol? Să nu renunți. Să te duci până la capăt. Până la punctul în care Dumnezeu pune semn de exclamare în dreptul vieții tale. Să alergați până la capăt, cu stăruință, în alergarea care vă stă înainte. Mulți au plecat ca într-un start puternic. Mulți au plecat ca într-un sprint puternic. Și vă spun cu dragii mei, alergarea aceasta a Domnului, alergarea aceasta a credinței, nu este un sprint, pentru că noi nu ne întrecem cu nimeni. Este o alergare de rezistență. Dacă vreți, este maratonul spiritual al vieții noastre. Este o alergare în Pluton, prieteni. Este o alergare în Pluton. Noi nu ne desprindem unii de alții. Noi alergăm împreună ca o echipă, ca o familie. Cu cât mai mult vom trece linia de finish, cu atât va fi mai bine, binecuvântat să fie Dumnezeu și lăudat să fie El în vecii vecilor. Aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute. 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiu. Când capeți premiu? La finalul cursei. Nu aici. Când ai ajuns la capăt și ai trecut linia, atunci cel ce te-a înscris la concurs vine și spune, primește premiul alergării. De aceea mă rog în această dimineață, dă-ne Doamne puterea să alergăm până la sfârșit. Aș vrea să vă spun de ce trebuie să alergăm. Și vreau să fiți atenți. Frații mei, surorile mele, este viu Domnul. Este viu cuvântul Lui. Este vie biserica. Sunt vii promisiunile sale. Dar vă trebuie să luăm în calcul un lucru, frații mei. Trăiește încă și Pilat și are urmași. Trăiește și Irod și are urmași. Trăiesc și preoții din vremea aceea și au urmași. Și cărturarii acelor vremuri trăiesc și au urmași. Trăiește și lucrarea celui rău. Va veni ziua când Dumnezeu va pune toate lucrurile sub picioarele Lui. Va veni o zi când Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Va veni o zi când Dumnezeu va închide cartea aceasta numită istorie. Dar până atunci să nu uiți că lucrează și cel rău. Că aleargă și cel rău. Că și el în fiecare zi încearcă să doboare. Și vreau în această dimineață să vă fac conștiență asupra unor lucruri. Vă rog din toată inima să fiți atenți. Stăteam de vorbă cu cineva săptămâna aceasta și printre altele mi spunea frate Florin, zice, a ajuns să fie integrarea asta în Uniunea Europeană cu atâtea minusuri la noi în țară. Nu știu dacă se plângea de faptul că, având un seminar, dumneavoastră nu știți cum există limbajul ăsta european, limbajul seminarilor europeni, nici n-aș dori să aveți de-a face cu el. Dacă aș ști câte nonsensuri există, dacă aș ști câte prefăcătorie, câtă ipocrizie există, atâta diplomație, atâtea vorbe mieroase, când vin la biserică, atât de drag Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu drept și la obiect. Există așa de multe lucruri în timpul nostru în care oamenii vorbesc o seamă de cuvinte, rostesc o seamă de cuvinte, fără niciun înțeles. Așa de multe lucruri zaharisite, glazurate, care nu și-au sensul. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, câteva cuvinte voi rosti astăzi ca să înțelegeți că Pilat, că Irod și preoții încă lucrează. Biblia spune că următorul lucru. Pe când se duceau ele, și se referă la femei, au intrat în cetate unii dintre străjeri, au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, o fac și astăzi. Au ținut sfat, o fac și astăzi. Au dat ostașilor mulți bani și le-au spus, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorilor, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-a învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta prin de idei până astăzi. Și astăzi sunt sfaturi. Și astăzi bătrânii aceștia se întâlnesc. Și astăzi autoritatea își dă mâna cu puterea armată. Și astăzi există o mulțime de lucruri. Vă rog să priviți de jur împrejur. Suntem forțați să adoptăm lucruri în care nu am crezut și nu în care nu crede poporul acesta. De peste tot este un asalt teribil. Frații mei, surorile mele, e cineva conștient de ce se întâmplă în vremurile acestea?
Vorbesc despre faptul că suntem forțați să adoptăm legi care nu sunt specifice acestui popor. Eu nu vorbesc despre faptul că poporul acesta este un popor credincios, căci are nevoie de Hristos. Dar este un popor evlavios. Este un popor cu o cultură creștină. Este un popor care a stat în aceste răscruci de împrejurări. Din sud, puterea otomană, din partea estică, puterea țaristă, din partea de vest, puterea austro-ungară. Am stat mereu ca o poartă a Europei aici. Și astăzi suntem asaltați pentru că, în continuare, bătrânii, preoții, ostașii fac legi. Adoptați homosexualitatea, lăsați-i să pătrundă, faceți căsătorii între ei. Ce va fi cu copiii rezultați? Ce va fi cu copiii care sunt adoptați? Asta este Europa care ni se prezintă. N-ai voie să rostești adevărul. Ai voie să crezi în ce vrei tu, câte vreme nu deranjezi pe alții. Dar Hristos a zis, eu am venit să aduc sabia. Căci adevărul este o sabie cu două tăișuri. Nu poți în lumea aceasta să fii diplomat. Va trebui să spui lucruri pe nume. N-ai cum să faci rabat de la adevăr. N-ai cum să rostești pe jumătate adevărul ca să placă urechile celor care ascult. Dumnezeu ne cheamă la o alergare fără ezitare. Ne cheamă la o alergare până la capăt. Ne cheamă la o alergare plină de putere. Biblia spune că va trebui să alergăm. Deci aleargă și ei. Și noi nu mai avem timp, iubiții Domnului. Nu e timp. De aceea vă rog în numele lui Iisus Hristos, cât sunt ușile deschise, fie că e Palatul Copiilor, Casă de Cultură, stadioane, veniți să le umplem. Veniți să aducem pe cei dragi ai noștri să vadă pe Iisus Hristos, cât încă ușa bisericii e deschisă, veniți! Că nu se știe ce timpuri vor veni. Relativism. Să nu mai crezi în Biblie. Există N traduceri. Există un asalt asupra Bibliei, din care să se scoată anumite pasaje. Sunt încă biserici care se numesc creștine și care permit lucruri care nu sunt scrise în Biblie. Uitați-vă la modul acesta occidental de a transforma bisericile noastre și este un atac puternic în zilele noastre. Uitați-vă la globalizarea care există. Ce vă spune vouă globalizarea? Fără granițe. Fără granițe. De ce fără granițe? Pentru că atunci când se va ridica anticristul, nu va putea să stăpânească într-o țară. Va trebui să stăpânească lumea. Se apropie timpul. Lucrează și cel rău. Dar noi vom fi mai iuți. Noi vom fi mai harnici. Noi vom fi mai dedicați. Pentru că noi luptăm pentru adevăr. Pentru că tăria noastră este Domnul. Pentru că tăria noastră este făgăduința Lui. Și noi ne sprijinim pe lucruri omenești. Noi nu avem o instituție umană. Instituția noastră este biserica al cărui cap este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Și aș vrea Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și fraților și surorilor. Nu vreau să fie un cuvânt care neapărat să credeți că dă bine. Dar aș vrea din toată inima să fiți conștienți că trebuie să ne rugăm pentru Biserica Betel. Amin. Să ne rugăm pentru Cuvântul lui Dumnezeu să fie ținut sus și să fie Cuvântul vieții. Să fie un cuvânt drescusare, un cuvânt duhovnicesc. Trebuie să ne luptăm să păstrăm lucrurile așa cum ne scrie Biblia. De ce? Pentru că în continuare și Pilat, și Irod, și bătrânii, și cărturarii, și preoții, și ostașii trăiesc și fac sfaturi. În timpul ăsta în care noi stăm, să știți că oamenii sunt deranjați. Am fost întrebat de multe ori, de ce credeți dumneavoastră că se întâmplă anumite lucruri? Ați băgat de seamă, mai sunt anumite evenimente care se întâmplă în biserică. Noi cam le avem cu astea. Nu avem aproape o slujbă în care să nu se întâmple ceva. V-ați spus întrebarea de ce? Vă spune de ce. Pentru că noi am dat un atac împotriva celui rău. Pentru că noi dorim să biruim locuințele morților. Pentru că ne-am ridicat să facem lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că ne pasă de ceea ce se întâmplă. Pentru că vrem să fie o biserică vie unde se mântuiesc oamenii. Pentru că aici vrem să curgă un izvor curat. De aceea se vor întâmpla aceste lucruri. Și spune Biblia în felul următor. În primul rând, spune Biblia, să alergăm. Să alergăm pentru că e o alergare care trebuie dusă până la capăt. Să alergăm pentru că aleargă și ceilalți. Și vreau să mai spun un lucru. Un lucru extrem de ziditor. Frații mei, surorile mele, s-a uitat Domnul Iisus Hristos și a zis, alergați, alergăm, Doamne, după care le-a spus, opriți-vă, ne oprim, Doamne. Dar ce să facem, mama? Vă rugați, zice Domnul Iisus. Dar de ce să vă rugați? Să primiți o putere. Nu alergați în puterea voastră omenească. Se apropie săptămâna aceasta, se apropie timpul când vom sărbători revărsarea Duhului Sfânt, în care cerem ca Dumnezeu să ne aducă vremuri de înviorare. Dumnezeu să lase Duhul Său cel Sfânt peste biserică și vom ieși să sărbătorim faptul că a fost coborât Duhul Sfânt. Ai nevoie de Duhul Sfânt. Alergarea aceasta nu se face în puterea omului. În zilele acestea, în ziua de astăzi, gândește, Doamne, vreau să alerg. La care Domnul spune, oprește-te, eu îți dau o putere. Eu vreau să te echipez, eu vreau să te îmbrac, eu vreau să te educ, eu vreau să te sfințesc, eu vreau să te pregătesc. Alergarea aceasta o faci cum? În Duhul. La un moment dat venise ploaia, venise vântul, se întunecase cerul, era Ahab în carul lui, nu se mai vedea din cauza ploii, la care Elia zice, stai liniștit, ce cu eu la fugă.
Dar zice, ce faci tu? Fug, zice, alerg. Și era înaintea carului lui Ahab. Și fugea Ilie, nici carul n-a putut să țină pasul cu el. N-a putut să țină pasul cu el. De ce? Ca să se arate ce înseamnă deosebirea între cel ce aleargă în fire și cel ce aleargă în puterea Duhului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă putere prin Duhul Sfânt, te ridici și mergi. Când Dumnezeu îți dă putere prin hrană numită Biblie, te ridici și mergi 40 de zile fără mâncare, fără nimic altceva. De ce? Pentru că Dumnezeu ne spune, voi nu alergați oricum, voi alergați îmbrăcați cu o putere de sus. Voi alergați la comanda mea. Voi alergați pentru o țintă care eu v-am trasat-o. Voi alergați pentru că și cei aleargă. Voi alergați pentru că eu vă spun, mergeți până la capăt, lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Aș putea fi înțelept să mă opresc aici, dar n-am fost niciodată înțelept la capitolul ăsta. Vă spun și punctul al doilea. Veniți să vedeți locul unde zăcea. Veniți să vedeți locul unde l-au pus. De ce? Ca să nu zăceți și voi. Ca să nu vă cuprindă lehamita și inerția. Să nu stați plângându-vă de milă. Un om ca mine să se ascundă? Spune Neemia. Nu. Dar ce faci, Neemia? Mă ridic și lupt. Până la capăt. Chiar dacă într-o mână țin sabia și într-o mână țin mistria, nu vă voi lăsa. Mă voi înconjura de oamenii lui Dumnezeu și ridic zidul. Dacă Dumnezeu m-a chemat la o slujbă, o duc până la bun sfârșit. De ce să alergi? Pentru că El și-a dus alergarea până la capăt. E gol mormântul. De ce să alergi? Pentru că aleargă și ei, cei răi. De aceea noi trebuie să știm, să fim conștienți. De ce să alergi? Să alergi pentru că Domnul Dumnezeu ne spune că o vom face în puterea Duhului Sfânt. Acum, dragii mei, un al doilea lucru pe care vreau să împărtășesc cu privire la acel loc. De ce ne-a chemat Domnul Dumnezeu să ne spună, veniți să vedeți locul unde zăcea? Pentru că un lucru se întâmplă. Vreau să pun o întrebare. Există măcar o zi în amintirea dumneavoastră care ați vrea să fie ruptă din calendarul vieții? Există vreun moment pe care ați vrea să dispară, să că n-aș fi făcut lucrul ăsta. Există ceva în viața dumneavoastră care ați dori să nu vă mai amintiți de lucrul ăla? Doamne, dacă ar fi lipsit ziua aceea, dacă n-aș fi făcut prostia aceea, dacă nu m-aș fi dus în locul acela, există ceva de care să vă pară rău în viața dumneavoastră? Eu mărturisesc că da. Eu mărturisesc că da, primind în trecutul meu, mi-aș dori acum să am înțelepciunea anilor prezenți și să am tinerețea anilor trecuți. Dar nu mai pot să se întoarcă lucrurile acestea. Nu mai pot. Adică ce este, este. Și vreau să vă spun că Duhul lui Dumnezeu, în timp ce m-am rugat, mi-a vorbit Domnul Dumnezeu și mi-a spus că sunt oameni care se uită la viața lor și spun, eu pe mine nu mai așteaptă nimic bun. Viața mea e ca un sfârșit de cale. Viața mea, pur și simplu, anumite lucruri știu sigur că nu se vor mai schimba niciodată. Este ca și cum aș spune punct și nimic de aici nu mai poate continua. Ei sunt mulți oameni, știți, la un moment dat cei doi ucenici tot coborau. Ce faceți voi, oameni buni? Coborâm. Dar ce vă face pe voi să coborâți? Păi și cuvântul care îl spun ei, știți care a fost? Noi trăgeam nădejde. Ziua în care speranța le-a trecut, e ziua în care ești sfârșit. Ziua în care vorbești despre nădejde la timpul trecut, trăgeam nădejde. Nu mai avem. Este ziua în care nimic nu mai poate funcționa. Domnul Dumnezeu vine să ne spună în această dimineață un lucru. Că El are o specialitate unică. Eu am crezut că anumite lucruri nu mai pot fi îndreptate niciodată. Știți că există și lucruri care sunt irreversibile în viață. Există și lucruri care, digo, de care nu mai poți, ai putea spune, nu mai poți să fac nimic. Dar Domnul Dumnezeu nostru vine în această dimineață și ne spune așa. Mormântul este locul de unde Dumnezeu transformă orice sfârșit într-un început. Mormântul lui nu e un sfârșit. Mormântul lui este un început. Lăudat să fie Domnul. Mormântul Domnului Iisus Hristos ne învață că doar Domnul Dumnezeu, doar Iisus Hristos poate să facă din orice sfârșit al vieții noastre un început. Stai în dimineața asta și te gândești, Doamne, unde mă duc eu cu omul ăsta din casă? Ce fel de viață am eu? Sunt sfârșită, Doamne. Nu mai am nicio nădejde, nu mai am nicio speranță. Iată ce spun eu în dimineața aceasta. Hristos zice, vino să vezi locul unde am zăcut ca să înțelegi că mormântul este locul în care orice sfârșit se transformă într-un început. Pentru că El este Dumnezeu nădejdei. Pentru că Dumnezeu nostru poate să schimbe starea noastră. Dumnezeu nostru poate să schimbe trupul nostru. Dumnezeu poate să ne dea sănătate. Dumnezeu poate să pună un delemnul păcii în relația ta. El schimbă din temelii. El transformă, El înnoiește. Lăudați să fie Iisus. Nu spune sfârșit. Nu spune nu mai pot, nu mai există nicio șansă. Ci spune în dimineața aceasta, prin Dumnezeu, prin credința în El, prin Iisus Hristos, ajută-mă, Doamne, Tu poți!
Tu poți să iei mortul să-l faci viu. Tu poți să iei muntele să-l faci vale. Tu poți să iei valea și s-o înalți să-l faci munte. Tu poți să transformi pustia într-un loc de izvoare. Mărit să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie El. Frații mei, surorile mele, mi se spunea în dimineața aceasta, 1 Corinteni 15:14, și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Eu vă spun un lucru, dragii mei. Eu cred că în dimineața aceasta Dumnezeu m-a chemat la un început. Eu cred că mâine Dumnezeu mă va chema la un început. Pentru mine fiecare zi este o zi a unui început cu El. Biblia spune că în fiecare dimineață îndurările Domnului se înnoiesc. Ceva nou, zice Domnul, fac cu tine. Astăzi te așteaptă ceva nou cu Dumnezeu. Astăzi este un început cu Dumnezeu. Dacă tu poate ai stat în deznădejde și ai spus nimic bun nu mă așteaptă, iată ce spune locul unde El a zăcut. M-am ridicat, am înviat, sunt viu în vecii vecilor. Dumnezeul unui început. Este Dumnezeul unui început. Lăudat și binecuvântat să fie El. Lăudat și binecuvântat să fie El. Aș vrea să vă spun doar câteva gânduri și gata. Cum arată începutul ăsta? Cum îl caracterizează Domnul Iisus Hristos la locul acesta numit mormânt? Cum caracterizează Domnul acest început? Și mulți zicem așa, Doamne, vreau un nou început. Dar nici tu nu știi ce vrei. Vrei să scapi de ceea ce ai. Dar nu ți este foarte clar de ce ar trebui să fie. Mulți dintre noi când spun, Doamne, dă-mi un nou început. Te gândești numai la ceea ce te ține în prezent, te gândești la durerea lucrurilor care te-au îngenunchiat, dar nu ți este foarte clar ce ar trebui să însemne acest început nou. Și dimineața aceasta vreau să vă spun ce cuvinte le-a spus Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de începutul nou. Au venit femeile. Dumneavoastră știți ce caracterizează o femeie în mod deosebit? Emotivitatea. Aș vrea să vă spun că mi-e frică să gândesc o adunare în care să nu există surori. Păi dumneavoastră când vă rugați, vă rugați. Și dumneavoastră când sunteți bucuroase, păi sunteți bucuroase. Și dumneavoastră când cântați, cântați. Noi bărbații suntem rezervați prin natura noastră. Noi nu putem să facem lucrurile și nu putem să fim atât de expansivi. Bine, sunt și bărbați care sunt extrem de sentimental, dar rar, în ultima perioadă, deloc nu-i mai găsești. În sfârșit, nu neapărat că sentimental e un lucru bun, vom ajunge și la capitolul ăsta. Dar, în general, femeile se caracterizează prin emoții. Uite-te la o doamnă, uite-te la o soră. Totul e pe fața ei. Tristă, tristă. Bucuroasă, bucuroasă. Totul e pe față. Bărbatul e mai rezervat, se ascunde. El încearcă să nu se lase cunoscut așa de ușor. Mai tot timpul e dur, că duritatea se poartă. Știți? Dar când vin femeile la mormânt, știți cum vin ele? Vin cu amărăciunea în suflet. Știți, vă spuneam că Maria Magdalena a venit. Cum venea? Ce făcea Maria? Plângea. Unde l-ați spus? În stânga, în dreapta. Atât durere. Și vine Domnul Dumnezeu și spune dimineața aceasta ce caracterizează începutul meu. Este că tristețea aceasta apăsătoare a vieții voastre, care n-ați mai scăpat de ea, s-a lipit de sufletul vostru. Când eram nepocăit, aveam o amărăciune continuă. Când nu cunoșteam pe Domnul, spunea Petrică, sărbătoarea nu era sărbătoare și n-am știut să mă bucur de Dumnezeu. Dar când am început o alergare cu Domnul Dumnezeu și când încep un lucru nou cu Domnul Dumnezeu, ceea ce caracterizează este bucuria. Bucuria! Orice om a început cu Dumnezeu, orice om are o relație cu Dumnezeu, se va caracteriza prin bucurie, lăudat să fie Domnul. Și Dumnezeu ne spune, cel ce e din mine, cel ce a stat la mormântul meu, cel ce a văzut mormântul gol, cel ce a stat de vorbă cu mine, va înțelege că începutul se caracterizează prin bucurie. Și bucuria trebuie să ne caracterizeze. Spune Biblia, Roman 12:12. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. 1 Petru 4:13. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți la arătarea slavei. Găsește pocăitul un motiv în necazurile lui? A venit peste mine necaz. Ce rațiune are pocăitul când dă peste un necaz? Bucurați-vă! Întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să avem parte și de arătarea slavei Lui. Iată logica credinței. Iată ce înseamnă să încep cu Dumnezeu un drum. Iată ce înseamnă noul din Dumnezeu, care aduce vechiului din viața noastră, ce aduce? O revelație. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Spune Biblia, bucurați-vă și înveseliți-vă, Matei 5:12, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, că tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Nimic nou sub soare. Tu crezi că durerea ta e unică? Dar ce ar trebui să fie unică? Bucuria? Durerea
unică. Au mai fost și alții. Este un continuu, o repetare a acestor lucruri. Crezi că tu vei putea să scapi? Tu crezi că un credincios poate să scape de suferință? De prigonii? De vorbe rele? Niciodată. Dar ce ar putea să fie nou? Păi eu nu mă las cu oprâșii ca toți ceilalți. De aceea mă bucur. Mă bucur, pentru că așa spune Biblia. A? Cam puțin amin la capitolul ăsta. Luca 10 cu 20. Frate, n-am niciun prilej de bucurie. Haideți să vedem ce spune Scriptura. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise. Păi și atunci de ce nu mă bucurați, oameni buni? Bun, poate că n-aveți sănătate, poate că nu e bine cu soțul, nu e bine cu copiii, poate că aveți greutăți și aveți datorii, dar totuși numele vostru este scris în Cartea Cerurilor. Și Biblia spune, bucurați-vă. Măriți să fie Dumnezeu. Doamne, eu vreau să fiu într-un început cu Tine. Doamne, eu vreau ca lucrurile să fie într-o înnoire. Sfârșitul meu să-i spui stop și să mă chem spre ceva nou. Cum e nouul din Tine? E bucurie. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă noi ieșim de astăzi de la biserică și fețele noastre sunt cernite și umerii noștri sunt aplecați și ne târâim picioarele și o-ntâc și o-ntâc și mergem spre casă spunând ce bine a fost. Cine ne crede, oameni buni? Cine ne crede? Nu ne va crede nimeni. Nu spune să-ți opoim ca popcornul. Dar eu spun că bucuria aceasta, iubiții Domnului, este dovada faptului că sunt într-o relație nouă cu Dumnezeu. Noutatea din Dumnezeu, care spune, omul credincios își păstrează bucuria. Nu bucuria aceea, că românul se poate bucura la de fel. Și vă spuneam în nenumărate rânduri că eu cred și în bucuria cu lacrimi. Cred în bucuria cu lacrimi. Pentru că am experimentat-o și știu ce bine. Parcă și sufletul se bucură, nu numai fața. Îmi spune Biblia în continuare că după ce l-a găsit, a chemat pe prietene și pe vecine și zice, bucurați-vă împreună cu mine că ce-a găsit leul pe care îl pierdusem. Aveți oameni nemântuiți? Păi bucurați-vă că îi veți găsi în Domnul. Bucurați-vă! De ce spune Biblia că făcea tatăl care își pierduse fiul? Îngrășa vițelul. Nu se usca pe picioare. Îngrășa vițelul. Dar de ce îl îngrași? Păi nu avem sărbătoarea? Vine sărbătoarea, zice. Dar când vine sărbătoarea? Poate nu asta, sigur vine mâine. Ce fac? Îngrași vițelul. Și atunci eu ce fac? Mă bucur. Eu vreau să spun un lucru. Eu deja mă bucur la gândul că Dumnezeu va mântui pe dragii noștri. Mă bucur la gândul că Dumnezeu va intra în casa ta. Mă bucur la gândul că poate duminica viitoare în apa botezului va fi preiubitul tău. Și uite să ne gândim la lucrurile. Să ne bucurăm. Ne bucurăm în această nădejde pe care Domnul ne-a dus. Bucurați-vă cerului. Spune Isaia 44:23, căci Domnul a lucrat, răsunați de veselie adâncimea ale pământului, spuniți în strigăte de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii, căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, pe Maria, pe Ioan, pe Florin, pe George, slăvit să fie Dumnezeu, și a arătat slava în Israel, în București. Măriți să fie Dumnezeu. Bucurați-vă ceruri, înveselește pământul, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Deci Dumnezeu, de ce să mă bucur? Pentru că ești într-o relație nouă cu Dumnezeu, pentru că ai pus capăt lucrurilor vechi. Tu nu mai umbli cu capul în jos ca un om care este fără nicio speranță. Dar cum umbli? Cu bucurie. Vrei să spun ce gând are Dumnezeu acum cu tine? Vine Dumnezeu să te mângâie. O să spui, Doamne, sunt într-o stare nenorocită. Foarte bine. Dumnezeu acum vine să mângâie pe cine? Pe nenorociți. Dumnezeu coboară. Lăudați să fie Domnul. Bucură-te la gândul că Dumnezeu te va cerceta. Că Domnul te va ridica. Acum să nu lăsăm nici bărbații. Nu lăsăm bărbații să fie... A venit la femei și le-a zis, bucurați-vă că voi sunteți caracterizate prin această emotivitate și noutatea este ce bine să vezi o mamă veselă. Nu tuturor noi, surorilor, când vinem copilul, să fie o mamă veselă în mijlocul copilului, așa spune cuvântul Domnului. Trebuie această bucurie. Dar bărbați vine și spune altceva, zice, pace vouă, agitaților, neliniștiților, temătorilor. Mereu vă uitați și vă gândiți, ce va fi mâine? Vă spune ce va fi mâine. Același Hristos, același Dumnezeu, aceeași putere care ne-a fost făgăduit. A venit și ne-a spus lor, pace, pace vouă. De ce? Frații mei, surorile mele, noi avem nevoie de această tărie, avem această nevoie de această mângâiere a lui Dumnezeu. În vremurile noastre, știți ce caracterizează un bărbat? Tăria duhovnicească. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni tari. Nu știu, mă aude cineva dimineața asta. Ne-a muiat lumea asta. Iertați-mă, eu vă spun ce gândesc, Dumnezeu să mă ierte. Eu văd foarte mulți bărbați care sunt ca niște copii. Văd niște oameni muiați de lumea aceasta. Mă uit și văd generația asta care crește, dacă sufă mai tare vânt, uită jos din picioare.
Omului, un bărbat trebuie să fie ancorat, trebuie să fie un om responsabil, trebuie să fie un om care să știe ce face cu viața lui. Iubirea nu e așa o declarație la o pizza. Iubirea înseamnă să ai cu ce iubi. Când Boaz i-a dat darul lui Rut, i-a umplut mantia. Nu i-a umplut cu poezii. A zis, dă-mi coace mantia. Că îți pun câte? 6 măsuri. De unde? Am. Ca strâns. Bărbăția înseamnă să fii tare în Domnul. Și Dumnezeu vine și spune bărbaților, pace vouă! Adică stați liniștiți, stați calmi, fiți încrezători în mine. Eu sunt Dumnezeu care lucrez cu voi. Cine vață mormântul? Că noi, acolo unde vedem un sfârșit, Dumnezeu poate să facă un început. Și începutul acesta se caracterizează prin două vorbe. Bucurați-vă și pace vouă! În tot timpul vieții mele, dacă voi demonstra că sunt din Dumnezeu, mă voi bucura în mântuirea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și voi fi plin de pace. Pentru că semnul împărăției lui Dumnezeu, bucuria, neprihănirea, pacea. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură cu credunii, ci neprihănire, pace și bucurie în împărăția lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă împărăția, iată ce înseamnă cetățean al împărăției, iată ce înseamnă să fii în Hristos, iată ce înseamnă noul pe care Dumnezeu ni-l spune. Bucurie în Duhul Sfânt. Pace și neprihănirea pe care o dă încrederea în El și trăirea în adevărul Lui. Slăvit să fie Dumnezeu. Să-mi permite să închei acest punct făcându-vă o invitație. Suntem în grafic până la urmă. Noi fără 20. Mă gândeam să vă dau drumul un pic mai devreme, că vă așteaptă acasă celălalt miel. Cine l-are. Și cui îi place. Când a venit Maria Magdalena, când au venit femeile și au stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos i-a spus, bucurați-vă. Ei, acum eu vreau să vă spun un lucru și Dumnezeu să ne dea putere. Va fi, dragii mei, un lucru pe care vreau să-l înțelegeți în dimineața asta. A rămas Maria Magdalena la locul unde era mormântul. Îngerul a zis, veniți să vedeți locul unde zăcea sau locul unde îl puseseră. S-a uitat, a văzut că e gol. Și a făcut Maria. A, dacă e gol, bine. Nu. După ce s-a uitat și a văzut că este gol, ea n-a înțeles decât un singur lucru. Că cineva venise și luase trupul Domnului Iisus Hristos. Noi știm astăzi că mormântul gol e gol pentru că el a înviat. Dar ei nu știau lucrul ăsta. Ei doar au văzut că mormântul este gol. Și acum eu vreau să vă spun cu dragii mei. Mă priviți în noi când vă spun lucrul ăsta. Deci nu există trăire cu Dumnezeu și nu există această noutate în Dumnezeu cât de vreme noi ne mărginim la forme. Iertați-mă, dar sunt foarte multe religii care n-au rămas decât cu mormânt gol. Maria Magdalena s-a ridicat și a zis, eu mă duc să-L caut pe El, pe Domnul Vieții. A început să se întrebe în stânga și în dreapta unde este El, unde L-a spus. O adevărată credință în Dumnezeu îl are pe El în centrul atenției și este o întâlnire personală cu Dumnezeu. Mulți se mărginesc să vadă locul, mulți se mărginesc să vadă o zi, mulți se mărginesc să vadă o sărbătoare, mulți se mărginesc să vadă un ritual și nu s-au întâlnit cu El. Pentru că un început cu El înseamnă pace, înseamnă bucurie și înseamnă întâlnire. O prăbușire la picioarele Lui în care strigi, dă-mi voie să-ți împărțisesc picioarele Hristoase. Dă-mi voie să rămân în închinare până la sfârșitul vieții mele înaintea Ta. Mulți se mărginesc să găsească această formă, mulți se mărginească să găsească acest loc, dar locul acesta de mult nu mai spune nimic, pentru că Dumnezeu nu vistează pereți. Și Dumnezeu ne cere în dimineața aceasta, dacă vrem ca El să fie începutul nostru, dacă vrem ca El să fie transformarea noastră, înnoirea noastră, Dumnezeu ne spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Veniți la mine. Eu sunt Dumnezeul păcii voastre. Eu sunt Dumnezeul bucuriei voastre. Sunt Dumnezeul iertării voastre. Lăudați să fie Domnul. Știți când avem un mormânt? Când noi avem un Dumnezeu de sărbător. Nu e altceva decât un mormânt pe care îl vizităm. Când noi nu avem decât un Dumnezeu de necaz. Un Dumnezeu căutat când ne este greu. E un Dumnezeu al formei. Nu este un Dumnezeu pe care să-L fi întâlnit în viața noastră. Un Dumnezeu care să fi spus, îți dau toată viața mea, vreau să mă călăuzești în totul, vreau să fiu al meu, să fii al meu și eu să fiu al tău pentru vecie. Lăudat să fie Domnul. Vedeți? El nu i-a spus Mariei, Maria, eu îți doresc ție să te convertești de la o religie la alta. Dar ce i-a spus Mariei? Eu cer să te convertești de la tristețe la bucurie. Lăudați să fie Domnul. Îți cer să te convertești
de la frică și neliniște la pace, binecuvântat să fie Domnul. Își cer să te convertești de la deznădejde la speranță. Își cer să te convertești de la pasivitate la alergare. Își cer să te convertești de la lipsă de sens la o viață trăită în plinătatea lui Dumnezeu. Își cer să te convertești de la puterea omenească la una care este întărită prin Duhul Sfânt. Iată Dumnezeul nostru. Iată Dumnezeul nostru. Iată ce înseamnă înnoirea în Hristos. Nu un mormânt. Iertați-mă, uneori când noi nu-L avem pe El, nu-i mai mult decât un mormânt. Orice pereți nu sunt mai mult decât mormânt, dacă nu-L avem pe El. Dar să spunem în dimineața aceasta, mulțumit fie aduse lui Dumnezeu, că aici este răscumpărătorul nostru și răscumpărătorul nostru este viu. Lăudat să fie Domnul. Frații mei, surorile mele, am citit o întâmplare trimisă de un frate acum două zile și spunea așa: eu mă opresc aici, mai aveam un punct, îl spun la anul, că dacă Dumnezeu ne ajută, și anul viitor va fi, și anul viitor va fi o slujbă. Dacă Dumnezeu ne mai dă viață. Dacă nu o facem în cer, aleluia. Dar numai vi le anunț, pentru că așa este normal. Al treilea lucru pe care îl învață locul unde a fost pus El, este să capeți perspectivă sau o viziune duhovnicească asupra vieții. Mulți văd, dar nu toți înțeleg. Și după ce ai văzut, contează cum continui să vezi. Dumnezeu ne dă o perspectivă duhovnicească. Altă dată. Acum vreau să vă spun acest lucru pe care eu l-am în inima mea. O familie cu 7 copii, unei familii cu 7 copii, spunea fratele care mi-a scris, i-a murit tatăl. Și a rămas mama tânără cu 7 copii. Cu 4 băieți și 3 fete. Și ei spuneau așa: mama noastră, o femeie extrem de credincioasă, tot timpul ne rugam, căutam pe Domnul Dumnezeu. Și unul dintre lucrurile pe care mama ni l-a spus mereu este să fim credincioși și să continuăm să mergem la școală, pentru că educația va fi extrem de importantă. În sfârșit, familia aceasta o ducea foarte greu. Povestea fratele cum mâncau cartofi, povesteau cum n-aveau decât aceleași haine, când mergeau în biserică, de foarte multă vreme aveau aceleași haine. Și să ne ierte Domnul Dumnezeu că uneori vedem omul și nu-i cunoaștem povestea și judecăm pe om după ceea ce vedem, nu după ceea ce este în spatele lui. Mulți copii au râs de ei, povestea cum au trăit această umilință a faptului de a auzi, uite și pe pornosiții ăia, uite și pe ăia care vin cu aceleași haine. Uneori împrumutau pantofii, încălțămintea de la unul la altul ca să meargă la biserică. Dar vedeți, Dumnezeu dă o altă strălucire atunci când lumea te condamnă la o anumită sărăcie. Și la un moment dat, pastorul bisericii anunță și spune așa: vom avea o strângere în 3 săptămâni, în 4 săptămâni, pentru că vrem să facem o colectă pentru cea mai săracă familia bisericii și vrem să strângem bani pentru ei. S-au dus acasă și așa o bucurie mare au avut în suflet și au zis: mamă, noi vrem să strângem pentru această familie săracă și cred că putem să facem economii. Spuneau că au renunțat la cartofi și au mâncat cu mult mai puțin. Stingeau lumina seara, au renunțat să se încălzească, copiii au făcut tot ce au putut, s-au dus, au alergat, au făcut tot ce li s-a putut la vecini ca să strângă bani. În sfârșit, după o lună, copiii adunaseră 3 bancnote de câte $20. 20, 20, 20. Și spunea el: frate, una dintre ele era nouă, la era a mea. Zice, așa mă uitam cu mândrie la ea și mă gândeam, vom dărui cele mai sărace familii din biserică. S-au dus la biserică și în ziua bisericii, copiii erau pregătiți cu 3 bancnote de câte $20. Fratele este acum în Statele Unite, în Ohio. Și acolo a și trăit. 20, 20, 20. Și mămica avea $10. Economia lor pe o lună. Mâncaseră puțin, stăduseră în fric. Au zis, nici lumina seara nu o stingeam de vreme ca să facem economie. Și a venit momentul. Pastorul a zis, facem acum strângerea pentru cea mai săracă familie din biserică. În sfârșit au dăruit. Și când a venit rezultatul la colectă, o biserică undeva la 80-90 de membri, se strânseseră $87. Copiii dăduseră $60, mămica dăduseră $70, iar cei care aveau haine bune, ghete bune, toți la oaltă, $17. În sfârșit, i-au plecat acasă când au auzit că s-au strâns $87, știau că au dat 70, au zis, noi suntem cea mai bogată familie din biserică. Pentru că noi, au spus, i-am dat ceva, au plecat acasă cu o bucurie, au plecat așa, se uitau unii la alții cu mândrie, cu demnitatea omului care știe că a făcut un lucru grozav. După amiază a venit pastorul și într-un plic le-a dăruit această sumă de $87 și a spus, știți, ne-am gândit să vă ajutăm. Când a luat acest plic, mama s-a înroșit la față,
Copiii au pus capul în jos și au spus, a, deci noi suntem cea mai săracă familie din biserică. Noi suntem cea mai săracă familie din biserică. Și o rușine fără margini a cuprins. În momentul acela copiii n-au mai vrut să meargă la biserică. În momentul acela copiii n-au mai vrut să meargă la școală. Mama a zis, noi trebuie să mergem înainte. Noi nu venim decât de dragul lui Dumnezeu. În sfârșit, cu multă greutate, copiii au reușit să meargă la biserică pentru că era rușine. Acum toți vor ști că noi suntem cea mai săracă familie din biserică, când de fapt noi credem că suntem cea mai bogată familie din biserică. Și două săptămâni au trăit în această rușine fantastică, până în ziua în care în biserică a venit un misionar. A venit un misionar în biserică și a prezentat proiectul lui. Și a zis, știți, eu nu pot pleca din această biserică fără minim 100 de dolari, pentru că anumite lucrarea nu va putea sta în picioare. Și pastorul a zis, facem o colectă și eu cred că vom strânge 100 de dolari. Și în momentul acela, toți au știut ce să facă cu banii. Toți cei 70 de dolari care îi strânseseră, plus cei 17 pe care îi primise 87 de dolari, au pus în coș ca să doneze acestui misionar. Când s-au strâns banii, s-au strâns 102 dolari. Doar cu 2 dolari peste 100. Iar ei știau că au dat 87 dolari. Au plecat din biserică, au tras aer în piept și au zis, rămâne cum am zis, tot noi suntem cei mai bogați. Asta face regele Iisus. Asta este bogăția pe care nu se poate da nimeni. Vino să vezi locul unde a stat ca să poți să alergi. Să alergi așa. Să alergi așa știi că într-o zi vei avea o răsplată. Vino să primești din partea lui această înnoire. Tristule, amărâtule. Să devii bucuros în mântuirea pe care El ți-o dă. Să capeți pacea și neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm și în această dimineață sfântă, în această dimineață, să putem merge și noi prin ochii credinței la locul unde El a săcut, la locul unde El puseseră și să spunem așa, dă-ne, Doamne, puterea să alergăm până la capăt. Dă-ne, Doamne, puterea să alergăm până la capăt. Dă-ne, Doamne, puterea să alergăm pentru că și alții aleargă și pentru că noi nu avem de luptat cu carnea și sângele, ci avem de luptat cu întunericul care a coborât peste lume. Dă-ne puterea, Doamne, Dumnezeu nostru, să luptăm. Dar să nu luptăm, Doamne, Dumnezeu nostru, oricum, ci să fim încinși cu puterea Duhului Sfânt. Dă-ne, Doamne, în dimineața aceasta înnoirea. Mulți dintre noi sunt la un capăt de drum. Mulți dintre noi spun sfârșit. Mulți dintre noi spun ce va fi dincolo de punctul ăsta. Iar Dumnezeu spune în dimineața aceasta, dacă vrei, va fi un început. Dacă vrei, în dimineața aceasta va fi o înnoire. Va fi o transformare prin puterea Domnului Iisus Hristos. El îți va da bucurie, El îți va da pace, El este Dumnezeu care spune, nu rămâne la o formă, nu rămâne la o regulă omenească, la o tradiție, nu rămâne la o practică care nu este spirituală, ci vino să te întâlnești cu Iisus Hristos. Caută-L, strigă după El, plânge, spune-i, vino Doamne dimineața aceasta și va veni cum a venit odinioară în fața acestei femei și îți va spune pe nume și îți va rosti numele și îți va da voie să-L îmbrățișezi, îți va da voie să iei picioarele în brațe și să stai prăbușit la picioarele Lui. Aș vrea să ne rugăm Domnului. Lucrează, Doamne, și binecuvântează-ne, învață-ne, Doamne, dă-ne putere duhovnicească și ajută-ne, Doamne, să alergăm și să nu ne lăsăm și ajută-ne, Doamne, Dumnezeu meu, ca în Tine să avem un început, în Tine să avem, Doamne, înnoirea pe care o dă Duhul Sfânt. Ne rugăm cu toată biserica.